Cu informația din acest video te vei asigura că plantele tale nu vor mai avea niciodată deficiență de calciu. Hai să începem! Calciul este esențial în diferite funcții ale plantelor. Dacă plantele tale suferă de lipsă de calciu, vei observa o problemă, vei observa o lipsă de vigoare a plantelor, deoarece calciul are rol în absorbirea și celorlalți nutrienți necesari plantelor. Lipsa de calciu se prezintă ca și cum ar fi deficiențe din perspectiva mai multor elemente. Practic, planta va suferi, va fi anemică, nu va avea vigoare, iar fructele, mai ales când planta începe să fructifice, fructele se va vedea pe fructe că sunt moi, nu au vigoare, chiar prezintă de cele mai multe ori în partea inferioară a lor acea putreziciune, mai ales la roșii, mai ales la ardei, chiar și la vinete. Calciul este un element foarte important pentru dezvoltarea armonioasă a plantei și fără calciu planta nu se va dezvolta armonios și nu va putea absorbi nici celelalte elemente cum ar fi magneziu, cum ar fi fosforul sau cum ar fi potasiul. De asemenea, nici mirosul fructelor, dacă este o lipsă de calciu la plantă, nu va fi unul natural, unul frumos, unul care se îmbie să le culegi și să le mănânci. Dar ce soluție trebuie să creăm pentru ca plantele noastre să nu ducă lipsă de calciu și să avem o recoltă bogată, o recoltă sănătoasă? Ei bine, trebuie să creăm o soluție, trebuie să amestecăm doar două ingrediente pentru ca să realizăm această soluție. Trebuie să amestecăm coș de ouă și oțet. Ei bine, cojile de ouă sunt carbonat de calciu, iar oțetul este acid acetic. Prin faptul că noi amestecăm aceste două ingrediente, prin reacția chimică care va rezulta, va fi o rearanjare moleculară și practic, în urma rearanjării moleculare, va rezulta acetatul de calciu. Practic, acetatul de calciu este o formă de calciu care este ușor accesibilă plantelor. Hai să începem cu rețeta. În primul rând aveți nevoie de coș de ouă de la 10 ouă de găină. Se pot folosi coș de ouă de la găină sau de la rață sau de la gâscă, nu contează, coș de ouă să fie. Le mărunțiți cât puteți de bine. Apoi avem nevoie să le punem, să le încălzim la tigaie. E nevoie ca membrana aceea care e pe cojile de ouă să se usuce complet, că altfel soluția nu va ieși bună. La foc mediu, cam 10 minute, învârtim și mărunțim pe cât se pot cojile de ouă. Vedeți că eu în aceste imagini iau încă o lingură și încerc să le mărunțesc mai bine. Uitați, încerc să trag cu o lingură, să țin cu o lingură, să trag pentru a ieși cât mai mărunte ouăle. Focul să fie mediu, să nu fie prea tare, să nu le ardem, dar nici prea pe mic, pentru că e nevoie ca să se usuce acea membrană și cojile să fie cât mai mărunte. Cu cât mai mărunte, cu atât mai bine. Așteptăm până când cojile sunt un pic mai maronii. Cam 10 minute durează toată treaba. Uitați ce bine s-au mărunțit aici în aceste imagini. Sunt maronii, sunt mărunte, mai mărunte, cum ar trebui să fie. Bine, oțetul. E nevoie de oțet. Oțet poate să fie oțet alimentar, poate să fie oțet din vin, poate să fie oțet din orez. Puțin contează. Eu am luat acest oțet de 9 grade alimentar. Se folosește o parte coș de ouă la 5 părți oțet. Am umplut un pahar de 200 ml cu coș de ouă. Pe urmă am folosit 5 pahare de oțet în soluție. Prima dată am pus oțetul în borcan și pe urmă am turnat încet, încet cojile de ouă pentru ca reacția chimică să nu fie dintr-o dată, să nu dăm pe afară din borcan. Practic, după ce am turnat ouăle, la scurt timp au început să iasă bule de aer, de fapt sunt bule de dioxid de carbon, care sunt rezultate în urma reacției chimice dintre carbonatul de calciu și acidul acetic. Vedeți cum încep să iasă bule tot mai puternic, cum încep ouăle să iasă la suprafață din ce în ce mai mult. Asta vrem să vedem. Aceasta e reacția chimică de care avem nevoie ca să ne transforme soluția în acetat de calciu.
Pe urmă am pus un prosop pentru că avem nevoie ca dioxidul de carbon să iasă în continuare din borcan și e bine să fie un prosop ca borcanul, între ghilimele, să poată să respire. Această soluție e nevoie să stea între 5 și 7 zile pe un raft, la umbră, la temperatura camerei, pentru ca reacția chimică să se termine. Practic, când știm că reacția chimică s-a terminat? Când acele bule nu vor mai ieși la suprafață, când acele bule de dioxid de carbon nu vor mai ieși la suprafață, știm că reacția chimică s-a terminat, că soluția este stabilă și că ea poate fi folosită. Foarte important, trebuie ca această soluție să o trecem printr-o sită, să o trecem printr-un eventual și un tifon de brânză, pentru ca să nu avem acele mici și fine particule, poate rămase, acele impurități rămase din cojile de ouă. De ce? Pentru că nu vrem ca stropitoarea noastră sau dispozitivul nostru cu care stropim în grădină să fie cumva afectat de acele impurități. Nu vrem ca să se blocheze pe canalul de spreiere. Practic, după ce soluția noastră și-a încheiat reacția chimică, nu vei mai avea niciun gust de acid în această soluție. Pentru că nu mai este acid în ea. Este acetat de carbon. Este o soluție care este pregătită pentru a fi absorbită de către plant. Deja prevăd că mulți o să mă întrebe, dar de ce nu punem direct cojile pe sol sau de ce nu le îngropăm în pământ, cojile de ouă direct în pământ? Ei bine, ai putea să faci lucrul acesta, se practică și s-a practicat de mult timp, doar că avem o problemă majoră aici. Cojile de ouă au nevoie în jur de 10 ani pentru a fi descompuse într-o formă disponibilă pentru a fi calciu absorbit de către plante. Noi, practic, prin această soluție, prin această reacție chimică, am grăbit întregul proces cu 10 ani. Practic, între 5 și 7 zile am reușit să facem ceea ce natura face în 10 ani. Deci, dacă vrei să aștepți 10 ani, ok, îngroapă cojile de ouă în pământ, dar doar peste 10 ani solul tău va beneficia de acel calciu. Dacă vrei acum să ai calciu în pământ disponibil, atunci fă această reacție chimică între coș de ouă și oțet. Ok, cum diluăm această soluție? Practic, o linguriță din această soluție se pune în 2 litri de apă. Sau lingurița, într-o linguriță sunt 5 ml de soluție. Deci 5 ml de soluție la 2 litri de apă. Și luăm această soluție, 2 litri de apă cu 5 ml de acetat de calciu și stropim foliar toate plantele noastre sau, dacă nu doriți să stropiți foliar, planta poate să absoarbă foarte ușor la nivel foliar această soluție, dar dacă nu vrei să stropești foliar, ai putea să o aplici radicular, adică să uzi planta la rădăcină cu această soluție diluată. Deci 5 ml la 2 litri de apă. Cât de des se aplică? Odată cam la 2 săptămâni este absolut necesar să dai cu această soluție pentru ca să te asiguri că planta are calciul atât de necesar pentru dezvoltarea ei naturală, frumoasă, adică o dezvoltare viguroasă, o dezvoltare sănătoasă, niște fructe sănătoase, gustoase. Deci odată la 2 săptămâni. Eu voi continua să fac videouri de acest gen, pentru că cu siguranță ai nevoie de aceste suplimente în grădina ta și cu siguranță nu mai vrei să dai zeci și sute de lei pe tot felul de soluții chimice din fitofarmacii sau eu știu de unde, din comerț, când ai putea să-ți faci tu propriile preparate care sunt mult mai bune chiar la tine acasă. Dacă ți-a plăcut acest video, te încurajez să-i dai un like, mă ajută foarte mult. De asemenea, te încurajez să te abonezi. Uite, chiar aici o să pun o imagine, dacă apeși pe ea te vei abona la canalul meu. Îți mulțumesc foarte mult pentru că te-ai uitat la acest video, ne vedem data viitoare, pa!